cu toate problemele care au fost. O să vă dau un exemplu din Bacău, că mie îmi place foarte mult. Avem o situație în Bacău, în comuna Târgu Trotuș, unde avem un primar întâmplător liberal, ales acum 3 luni de zile. Și ajunge omul primar, se duce la primărie și cum ajunge la primărie, constată că instituția care furnizează apa, dumneavoastră fiind Băcăuan, știți, Crabu, da? Compania Regională de Apă Bacău, care este din Adib, da? Se hotărăște să taie apa localității. Nu prea de campanie electorală. Și de ceva vreme încoace, primarul Adrian Farcaș se luptă cu această situație. Înaintea lui, timp de 8 ani de zile, a existat un primar PSD, care n-a contorizat apa, care n-a plătit, și acest Scrab, care este o companie privată, dar este formată din Consiliul Județean, are ca acționar Consiliul Local Bacău și așa mai departe, da? N-a luat nicio măsură. În momentul când a ajuns un primar liberal, el trebuie ostracizat, trebuie arătat că nu e un bun edil, pentru că nu poate peste noapte să scoată 5 miliarde. Ce să facem, domnule, eu dacă nu mai putem să dăm ulei și foie în așa, dăm și noi, tăiem, tăiem. Sunt obligat să dau un exemplu. Omul nu poate plăti, că nu lasă curtea de conturi, pentru că sunt bani pe care vechiul primar nu i-a cerut locuitorilor și în momentul de față e într-o situație și fac comparație cu Bucureștiul, unde doamna Pilea vine și strigă ca din gură de șarpe că nu știu ce se întâmplă. Ce se întâmpla, de exemplu, dacă guvernul nu a ajutat pe doamna Pilea cu el, ce nu și lăsa bucureștenii fără apă caldă? Era guvernul Ticălău. Nu știu, domnul, execută tot ce înseamnă primar liberal. Vă face sistemul. Da, vrea să completez și eu că probabil.